taxele și impozitele pe care petroșenenii le plătesc către administrația publică locală vor fi majorate. Hotărârea a fost adoptată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Local. Este o prevedere a codului, a codului fiscal care se aplică pentru anul următor, se indexează taxele cu rata inflației. Rata inflației cu care vor fi indexate taxele și impozitele este de 3,8%. Hotărârea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și va fi luată în considerare la stabilirea taxelor și impozitelor locale aferente anului 2021. Proiectul a fost votat de toți consilierii locali. Începând cu data de 1 iunie, cetățenii vor putea circula între localități fără a mai fi nevoie de declarația pe propria răspundere. Libertatea de mișcare a cetățenilor va crește, însă va fi menținută măsura purtării măștii de protecție în spațiile publice. Relaxarea măsurilor de la 1 iunie înseamnă, în primul rând, scoaterea acelei detestate declarații pe propria răspundere despre deplasarea teritoriului. Deci una dintre măsuri este această, că nu ne mai trebuie această declarație. Este vorba despre deschiderea teraselor, este vorba despre activitățile în aer liber și despre deschiderea, să zic, activităților sportive la nivel profesionist. Deci eu aș fi mai atent mai mult la ceea ce a mai rămas de făcut și în principal la portul obligatoriu al măștilor în spațiile interioare. În rest, lucrurile sunt destul de clare, ceea ce norma de comportament pe care urmează să o avem în următoarea perioadă. Deci am scăpat de declarații, am deschis terasele, se deschid și târgurile pentru mărfuri, nu târgurile de animale, deci cam acestea în sumar ar fi măsurile de relaxare în următoarea perioadă. Primele măsuri restrictive au fost instituite odată cu adoptarea ordonanței militare numărul 1 la jumătatea lunii martie. Târgul săptămânal, dar și biblioteca municipală din Petroșani se redeschid. Hotărârea a fost adoptată astăzi în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Rămân totuși închise cinematograful și cluburile pensionarilor. Astăzi am convocat la ora 13:30 Comitetul Local pentru Situații de Urgență, tocmai pentru a lua această măsură de a redeschide târgul de la stadion și biblioteca municipală. Vor rămâne în continuare închise cinematograful și bazinul de nolt și cluburile pensionarilor. Întrucât biblioteca municipală reprezintă un spațiu public închis, la intrarea în incintă cetățenilor le va fi verificată temperatura. 18 locații din municipiul Lupeni vor fi monitorizate video. Măsura a venit la solicitarea cetățenilor și are ca scop identificarea persoanelor care distrug mobilierul stradal și aspectul localității. Am reușit să accesăm 15.000 de euro pe ceea ce înseamnă internet și nu ne-am oprit aici. Am făcut în așa fel încât cele 18 puncte să intre în acest program de internet, care a fost un proiect foarte bun la nivel național, unde foarte multe primării au reușit să acceseze acești bani, dar noi ne-am dus puțin mai mult decât atât și am făcut în așa fel încât am tras curent și am tras toată logistica care trebuie să o pregătim pentru camere și noi din banii proprii ai primării o să cumpărăm în fiecare punct din cele 18 un număr necesar de camere, astfel încât să reușim în primul rând să păstrăm lucrurile pe care reușim să le facem în parcurile și în zonele publice. Scopul nostru este acela de a-i prinde pe cei care strică, pe cei care rupe, cei care efectiv nu înțeleg că noi trebuie să ne păstrăm un oraș frumos, un oraș curat și pe degeaba facem astăzi un par dacă peste un an de zile el este stricat într-o proporție mare și în loc să facem un alt par sau o altă zonă verde, noi trebuie să reinvestim bani în parcul respectiv.
Locațiile în care vor fi amplasate camerele video conectate la internet sunt Parc Primărie, Taxe, Parc Bucura, Zona Pietonală Cinema, Piață, Parcul Copiilor, Parc Bărbăteni, Parc Bărbăteni 2, Parc Cinema, Zona Piață, Poliția Locală, Centrul de Informare Turistică, Stație Telegondolă, Telegondolă Stație Sosire Straja și Salvamont, Zona Recreere, Cluburi Sport Copii, Parc Zona Viitorului, Tineretului, Zonele Pietonale Intersecție CAP, Intersecție Gară, Palat Cultural, Zona Pietonală BCR Crucea Roșie și intersecție Vâscoza.